Ministrul Agriculturii a anunțat noi măsuri pentru fermierii români afectați de seceta severă din acest an. Între acestea se numără un mecanism de asigurare pentru culturi, dar și modificări la creditele și despăgubirile destinate agricultorilor. Prima măsură, un mecanism prin care pune la punct un sistem de asigurare la secetă a unei suprafețe agricole de 7 milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă și primăvară. Se va asigura o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, lucru care va duce la deblocarea creditării fermierilor români. Măsura numărul 2. Creștem gradul de garantare de către FGCR la 100%. Creditul va putea fi utilizat și pentru rambursarea ratelor aferente anilor 2023-2024. Pot beneficia de această formă de creditare și fermierii care înregistrează credite restante. O altă măsură se referă la suspendarea de drept a creditelor care au o dobândă mai mare de 2% plus robor, a ratelor restante, precum și a dobânzilor și comisiunilor scadente. Suspendarea se face până la 31 decembrie 2025. Până la același termen se suspendă și operațiunile de executare silită pentru datorii către instituțiile bancare, IFN-uri, furnizori